elicopter, du-mă și pe mine în cer. Nu de acolo, nu de acolo, ușa. Uite de aici. Ține drept și uite, de uite, vezi de aici, de la aripi. Și atunci... Vezi? Stai frumos, mama. Bravo! Acolo la aripi, în jos. Ok, și de acolo, ok, cum vrei tu. Așa, aici. Și acum. Pepi, vrei să te joci și tu? Spune, Natalia, avion, elicopter, du-mă și pe mine în cer, spune. Wow, ce fain le-a dat. S-a prăbușit avionul. Nu a decolat bine. Nu da. Și a zborul. Nu, nu, nu. Ba, ăsta, vezi, că se mișe. Ăla se poate scoate afară, ăla. Da? Ai prins el lângă. Ce, nu merge? Becurile? Becu? Hai, Angie, hai joc-te și tu și eu te filmez. Hai joc-te și tu cu Natalia. Hai, Angie. Spune, mamile, hai joacă-te și tu cu mine. Spune. Bravo! Numai Pepi mai duce așa. Da. Pepi. Pernele astea sunt de la Denisa și al lui Roberto. Aici doarme Denisa și Roberto. Și avem perne acum. No, asta este. Dar nu pot să le iau pe toți trei. Accident aviatic. Ce ușor este, cu o mână prinsă la urmă. Accident. Înainte ne făceam noi din hârtie, dintr-o foaie, da, dintr-o... Da. Din ziar, mai ții minte, tati? Aferizare defectuoasă. Ce frumos o dat de lucru. Nu, că-l mâncă, îl mâncă, îl roade. Da, e blaba ce-a legat. O, ce m-am pus? Opa! Stă asta! Nu știu, încerc.
Nu încerc. Nu încerc, Angie. Chiar nu încerc. Nu, nu. Am prins de zbor. Wow! Nu, dar ce, mama, e și tu filmat. Uite, ce ceașcă de cafea are. Wow. Dar ce, Anda, să țină și degetul în sus când bei cafeaua. Cafeluță, așa, așa, așa. Așa, bravo, Daci. Mă duc să editez un video care am făcut acum la piață. Cu cine? Pe cine ai întâlnit? Sora Marcela, atât de drag de ea. Așa m-am bucurat când am văzut-o. Parcă Dumnezeu m-a făcut să nu mă duc astăzi cu Ingo și cu Roberto la Maco, să mă întâlnesc cu ea la piață. Slavă. Dar pe toate, toate le face Dumnezeu. Așa m-am bucurat. Ok, ai venit să fac video, să vă-i pun. Spui și tu ceva, Denisa? Nu știu. Până ceau. Ceau. Denisa! Hai, prinde și tu. Prinde și tu, joacă-te și tu. Intră în horă, Denisa, intră în horă. Hai, Denisa. Ce? Stai grijă să nu lovești în urmă. Dar, tati, ăsta e ușor și dacă e, mai zboară. Dacă îl dă una de în viteza aia, să nu observezi, nu? Deși apa. Deși la apa. Vezi că are grijă. Acum spui mâna asta. A intrat în acvariu. A intrat în acvariu. A intrat la apă. A intrat la apă. Denis, Natalia, cu puțin gust de pește. Da. Gust de pește. Supă de pește. La pește. Supă de pește. Ula la. Cu supă de pește. Așa bună e supa aia de pește de părătai să dăm. Am mâncat pe la mâncat. Vezi, așa îi place, ei să joace. Da, normal. Aibă activitate. Copilul, așa se scrie, dacă e copil să se joace. Păi da. Dacă e copil să cânte. Uite, eu dau să se ducă. Să zboare. Să zboare. Oh, pe acele! Mama! Mama mia, zi, Natalia. Natalia, zi, mamma mia! Zi! Prinde, și
pernuță au aranjat înapoi, ai văzut? Țucă, mama, de fetițe frumoase și cu minte. Ai văzut, Daci? N-ai văzut. S-a așezat ea înapoi pe fotoliu și a deranjat pernuța. Și s-a așezat și a pus și pernuța lângă ea, iarăși drept. Și Denisa când a venit, s-a jucat, i-au dat la Angie și așa. Și a zis, dă-i și la papo. Eu am avut grijă să dă-i și la papo. Mama mia! Oi, intrat pe traseu greșit avionul nostru, dragilor. A luat-o în altă cameră. Natalia a dat pe ea și a luat-o în altă cameră. Numai Natalia chestă de ea și-o ceva. Închide, Angie. Apoi mă gândesc că nu-i chiar foarte fain, tot așa și iar așa. De ce? Că e albastru? E și albastru și face prostii. Face prostii, da. Pepilino. 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 Uite cum stă. Ce faci, Pepilino? Uite cum stă. Da. Uite că te pupă, Angie. Mama mia! Are chef de joacă, uite, vezi. Mama! Mama mia! O zi. Hai mai zi o dată, Natalia, zi! Hai! Mama! Telefonul meu. Nu, hai. Mama, dar ce sunărie ai? Zici că ești pe... Bună ziua! Aua! Uitați pe Pepi, uitați ce face, mă atacă! Uitați ăsta, mă atacă! Pepi! Uitați aici! Uitați să vedeți ce face cu mine! Și urechile! E gata de atac și de dâncoadă! Pepi! Nu! Iar lus tu-mi spune! Da, nu-l bine! Da-ți acolo! Face, Pepi, lasă-mă! Pepi! Vine după mine! Bine! Auzi-te-o, mă, pe filmare! Da! Pepi! Pepi! Mă! Pepi! Mă! Pepi, mă! Mă lupt cu Pepi aici. Pepila, 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 Pepi. Uitați cum dă din coadă. Ca murișca dă din coadă. La mine și urechile pe dincolo. Pepi, ai chef de joacă, Pepi? Da, Pepi. Pepi. Mă să mă atace, gata de atac. Da. Are și ciudă. Și miaună când are ciudă. Oh, accident aviat. Cum te mai să-i furei? Ia. Nu știu încotro să o iei.
Pepi, Pepi. Are chef de șapcă. Pepi. Și coada e înfoiată la el. Pepi. Da, Pepi. Da. Mamă, ce șmecher e Pepi! Uitați acolo! Pepita, cu fundiță, care s-a dus la grădiniță. Da, Pepi. Da, Pepita cu fundiță. Da, Pepi. Pepi. Pepita cu fundiță, care s-a dus la grădiniță. Dar nici eu nu-i dau pace. Pepita cu fundiță, s-a dus la grădiniță. Da, Pepi. Da. Cine a pus fața la mașina de spălat aia, Rod? Eu. Spălă? Spălată, spălată. Da, 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 imediat. Pepiță. Mami! Da? Ah, Viola, ești la mine, ok. Ok. Deci, v-am arătat activitatea de aici din casă. Cum se distrează Natalia, cum se distrează Pepi cu noi. Afară plouă, da, e vreme urâtă. Apoi, ce să facem? Slavă Domnului, că e așa cum stă. Da. Avem pace, în liniște, în țară, deocamdată. Că de-aia Dumnezeu să fie tot așa, să nu se extindă nălucirea asta peste poporul Domnului. Să ne ajute să trăim frumos ca în timpul zilei. Să avem parte de harul lui Dumnezeu și să ai de milă pe noi. Natalia, îți strângi decorațiunea. O, Doamne, ai milă pe noi. Na bine. Închei aici. Aș fericit la toată lumea cine se uită. Bunica aș fericit la toată lumea și din cuvântările Domnului să fie cu dumneavoastră, cu familiile dumneavoastră. Și să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim cu bine acolo unde ne-am propus să ajungem. Mamă, dar ce frumos. Da, amin. No. La revedere! La revedere! Bye, bye! Bye! Thumbs up! Așa! La revedere! La revedere! La bună vedere!